Bine te-am găsit, suflet drag. Astăzi vin la tine cu o poveste cutremurătoare, legată de pocăința tâlharului Man. Poveste despre puterea milosteniei, a pocăinței și mai ales despre ajutorul Maicii Domnului. Undeva în Antiohia trăia un tâlhar renumit, pe nume Man, tâlharul. Acesta mai avea 30 de tâlhari cu el și el era vătaful lor. Aceștia jefuiau și tâlhăreau fără milă, tuturor fiindu-le frică de ei. Chiar și soldații împăratului se temeau de ei, deși se pusese mare preț pe capul lor. Ajunsese acest tâlhar să ucidă 99 de oameni și, fălindu-se cu asta, le spuse tovarășilor lui că pleacă să mai omoare unul, pentru a ajunge la 100 de omoruri. Din îngăduința lui Dumnezeu, a greșit drumul și, în loc să ajungă la locuințele oamenilor, a ajuns la o peșteră, unde trăia un pusnic bătrân ce avea aproape 90 de ani. Când l-a întâlnit, i-a zis: "Părinte, nu am ce să-ți fac. Am jurat că pe cine voi întâlni primul în cale, am să-l omor. Pregătește-te, că te voi ucide." Pusnicul, uitându-se la el, a văzut un lucru minunat. Mâna dreaptă era de aur și astfel și-a dat seama că acest tâlhar are o taină, are ceva bun. Și atunci a spus: "Bine, fiule, cum vrei tu, dar vreau să te rog un lucru înainte. Eu locuiesc aici de aproape 70 de ani, iar de o săptămână a secat izvorul de unde beam apă. Din cauza asta am câteva zile de când nu am mai băut apă și sunt foarte însetat. Te rog să-mi aduci un pic de apă înainte de a mă ucide." "Da, părinte, așteaptă aici, că știu un izvor." A luat un vas pentru apă, a urcat pe cal și a plecat. Atunci, bătrânul și-a dat seama că are inima bună, chiar de era tâlhar și ucidea. Și s-a rugat la Dumnezeu așa: "Doamne, dăruiește-mi sufletul acesta." După un timp, a apărut tâlharul cu apă pentru bătrân. A luat-o, a făcut cruce și a băut-o, mulțumindu-i tâlharului: "Dumnezeu să-ți răsplătească, fiule, pentru bunătatea ta, că ai adăpat un om bătrân însetat de atâtea zile." Auzind tâlharul lucrurile acestea, îl întreabă pe bătrân: "Dar mai este pentru mine mântuirea?" "Este, fiule, îndrăznește. Să nu-l uităm pe împăratul Manase, care a ucis toți evrei din timpurile vechi, ca să se închine la idoli și, la urmă, i-a întors către Dumnezeu pentru pocăința lui." "Părinte, dar eu am ucis 99 de oameni, vă dați seama?" "Este pocăință. Nu putem noi greși, cât ne poate Dumnezeu ierta, dacă ne pocăim cu adevărat și ne spovedim." "Părinte, dar eu nu sunt singur. Mai am 30 de tâlhari." "Du-mă la ei la peșteră și am să vă spun o taină mare." Atunci, tâlharul l-a luat, l-a pus pe cal, iar el, ducând calul de căpăstru, s-au îndreptat spre peștera lor. Când l-au văzut tâlharii, au început să râdă. "Ia uite, vătaful nostru a zis că se duce să mai omoare un om și ne aduce un călugăr bătrân." "Nu râdeți, că bătrânul are să ne spună o taină mare. Să-l lăsăm să se odihnească de pe drum și pe urmă ne va spune taina." Iar ei s-au dus să mănânce și să bea, cum le era obiceiul. Atunci vătaful îi spune unuia: "Ia de aici o cană cu vin și o bucată de pâine și dă-i bătrânului să mănânce, că de când s-a dus în pustie nu a mai gustat vin niciodată." Când a văzut bătrânul, s-a bucurat că nu l-a uitat și s-a confirmat că inima lui este învăluită în dragoste, chiar dacă face atâtea răutăți. Și atunci iar s-a rugat: "Doamne, te rog iar, dăruiește-mi sufletul lui și al celorlalți tâlhari." După ce au terminat de mâncat și băut, l-au chemat pe bătrân.
Părinte, spune-ne taina de care voiai să ne vorbești. Bătrânul observase că unul din ei, care era mai tânăr și era bucătarul lor, tot fugea și se ascundea. Punea ceva pe masă și iar se ferea. Și atunci a zis, am să vă spun o taină. Bucătarul vostru care vă slujește este diavol, nu este om. Cum, părinte? Ne slujește de 11 ani. Nu vezi că e om? Bucătarul, auzind discuția, a încercat să se ascundă, dar bătrânul a spus, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să stai, să nu te mai miști. Și bucătarul a rămas nemișcat. Vreau să ne spui cine ești cu adevărat. Eu nu sunt om, sunt diavol. Am fost trimis de mai marele meu ca să iau sufletul vătafului atunci când va împlini 100 de omoruri și când nu se va mai ruga la Maica Domnului. Diavolul știa că vătaful se ruga zilnic la Maica Domnului și purta o icoană cu ea la piept. În interiorul vătafului rămăsese ceva bun de când era copil, iar rugăciunea o învățase de la bunicii lui. Cu toate că diavolul a povestit tot, tâlharii nu credeau în continuare. Nu vezi că este om? Nu credem așa ceva. Și atunci bătrânul i-a poruncit diavolului să-și arate înfățișarea, iar bucătarul s-a transformat într-un leu ce scotea flăcări pe gură. Și a urlat odată tare, încât toți au căzut la pământ și au început să strige părintelui. Alungă-l de aici, că ne înfricoșăm. De ce să-l alung? Nu este bucătarul vostru. Nu spuneați că vă face mâncare bună. De ce vă e frică de el? Te rugăm, părinte. Și atunci părintele i s-a adresat diavolului. Să te duci în ghiena pregătită pentru voi, diavolii. Și în acel moment, diavolul a dispărut. Părinte, ce să facem acum? Se întrebau tâlharii. Ați văzut diavolul care abia așteaptă să vă ia sufletele. Trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu, să renunțați la calea rea pe care mergeți și să vă pocăiți. Numai atunci diavolul nu va mai avea putere asupra voastră. Mergeți și duceți o viață creștinească. Iar tu? Și s-a îndreptat către tâlhar. Să rămâi aici, la peșteră. Poți să jefuiești în continuare, dar fără să ucizi. Poți jefui, dar numai cât ai nevoie să trăiești. Dar nu mai vreau, părinte, nu mai fur nimic. Dumnezeu are altă rânduială cu tine. Trebuie să rămâi aici, la peșteră. Și ca să poți trăi, poți lua de ale gurii de pe aici, de pe acolo, iar în toate sărbătorile și duminicile, niciodată să nu porți armă la tine. Au luat tâlharii toate bogățiile strânse și le-au împărțit săracilor, iar bătrânul a fost dus la peștera lui. Vătaful a început să se roage la Maica Domnului, cerând să-l miluiască pentru tot ce făcuse. Într-o zi de sărbătoare, rugându-se în pădure, au trecut ostașii împăratului pe lângă el și l-au recunoscut, dar le-a fost frică să se apropie de el, știindu-l cât este de înfricoșător și bănuind că prin preajmă își are și oamenii lui. În altă zi de sărbătoare, iar a fost văzut de soldați și când au văzut că nu e nimeni în jurul lui, s-au apropiat, iar el le-a zis să nu vă fie frică. Puteți veni că nu am arme la mine. În felul ăsta l-au prins și l-au dus la împărat. Acesta l-a întrebat, de ce nu te-ai împotrivit? De ce nu ai arme? Și atunci el le-a povestit cum un pusnic i-a întors pe toți la pocăință și de atunci nu mai fac lucrurile acestea. Ajungând la închisoare, a început o pocăință și mai mare. Avea 5 batiste, pe care le uda permanent cu lacrimile lui și se ruga la Dumnezeu și la Maica Domnului să-l ierte. La judecată s-a decis să îi se taie capul, iar vătaful s-a rugat de judecător să trimită pe cineva la pusnicul ce trăiește în peșteră, că voia să se spovedească înainte de a pleca din viața asta.
și astfel au trimis câțiva soldați care l-au adus pe pusnic. Acesta le-a confirmat tuturor că vătaful s-a pocăit. L-a spovedit și în cele din urmă l-a și împărtășit pentru pocăința lui. Pregătindu-se pentru pedeapsă, vătaful a început să se roage. După o oră de rugăciune, călăul a început să se plictisească și a încercat să-i taie capul, dar sabia s-a făcut ca de ceară și nu a putut. Atunci l-a întrebat pe pusnic: dar de ce nu-i pot tăia capul? Se roagă, până nu își împlinește rugăciunea, nu-l vei putea omorâ. Și s-a rugat acestea 3 ore în lacrimi, cerându-i mila lui Dumnezeu. Când a terminat, călăul i-a tăiat capul, iar din trupul lui a ieșit o porumbiță albă, ce a zburat spre cer. Aceasta avea legate de picioare 5 batiste, 3 de un picior și 2 de celălalt. Batiste ce erau pline cu lacrimile lui. În loc de sânge, din el a curs lapte. Prin asta a arătat Dumnezeu că a primit pocăința. Pusnicul avea harul de a vedea mult mai mult decât vedem noi și a văzut sufletul cum s-a ridicat la cer, cum a trecut prin vămi și cum s-a dus direct la Hristos, adică s-a mântuit. V-am spus această istorioară frumoasă, auzită de la părintele Cleopa, ca să vedeți câtă putere are inima bună, milostenia, mila față de ceilalți și rugăciunile către Maica Domnului. Purtați întotdeauna icoana Maicii Domnului cu voi, oriunde mergeți, și să-i cereți ajutorul, veți vedea cât ajutor veți primi în ceea ce faceți. Când plecați dimineața, să spuneți: Maica Domnului, ajută-mă! Iar când vă întoarceți seara acasă, să-i mulțumiți: mulțumesc, Maica Domnului, că m-ai ajutat și azi, ajută-mă și în continuare. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să ne acopere și să ne aibă întotdeauna în brațele ei. Doamne ajută!